Amen. At the last camp meeting, În cadrul ultimei tabere, we discussed feminism. Am discutat despre feminism. We moved through the three main branches of feminism. Am parcurs cele trei ramuri ale feminismului. And then we moved from that subject of gender. Apoi am trecut de la acel subiect al genului into a discussion on Ted Wilson's November sermon. La o discuție despre predica lui Ted Wilson din noiembrie. Or was it October? I forget. A discussion of the conference's position on people who are LGBT. O discuție despre poziția conferinței cu privire la persoanele care fac parte din grupul LGBT. So I wanted to give a few thoughts on the last camp meeting. Am vrut doar să reamintesc câteva gânduri de la ultima tabără. And then we will continue where we left off. Și apoi vom continua de unde am rămas. In 2018, în 2018, the message of equality was introduced to this movement. Mesajul egalității a fost introdus în această mișcare. Many people since then. Și multe persoane de atunci înainte. Have found that idea challenging. Au găsit această idee, această învățătură una provocatoare. Where was the message of equality in 2018? Și unde era mesajul egalității în 2018? What was discussed in that year was two streams of information. Ceea ce am discutat în acel an a fost subiectul celor două surse de informații. You won't find the subject of feminism or gender equality articulated. Nu veți găsi articulat subiectul despre gen sau despre feminism, deci nu s-a discutat despre aceste detalii. What you find is a discussion, a message on two streams of information. Însă ceea ce găsiți este o discuție, un mesaj despre cele două surse de informații. Why was two streams of information so opposed? Și de ce s-a opus atât de mult acest mesaj despre două surse de informații? There was a few reasons. De ce a fost opoziție legată de asta? Au fost câteva motive. It went against what people wanted. În primul rând, era împotriva a ceea ce oamenii își doreau. It was uncomfortable. Era ceva inconfortabil, neplăcut. It disagreed with their politics. Era în dezacord cu politica, politicile lor. They thought the evidence for it was small. Considerau că dovezile pentru acest mesaj erau foarte mici. And to justify their rejection of it, și pentru a justifica faptul că au respins acest mesaj, they said there's the message. Ei au spus, există mesajul. And then there's opinion. Și apoi există păreri. Opinions of, I won't say leadership. Păreri ale, nu aș zice, liderilor. So I wasn't a leader then. Pentru că atunci încă eu nu eram un lider. But opinions of European socialists. Ci păreri ale socialiștilor europeni. But why this message made people uncomfortable? Dar de ce îi făcea să se simte inconfortabil acest mesaj? De ce îi făcea să se simte așa pe oameni? Was if you agreed with two streams? Este pentru că dacă erai de acord că există doar două surse de informații,
Back then in simple times, atunci când lucrurile încă erau foarte simple, you would have to say Republican, Democrat. Trebuia să spui republican sau democrat. And in 2018, și în 2018, still fresh from the 2016 election, încă proaspăt după alegerile din 2016, that is the battle of message of the battle of Ipsos. Aceea a fost bătălia de la Ipsos. And you can call two streams Trump versus Clinton. Și puteai denumi acele două surse de informații, două izvoare, Trump și Clinton. The minute you do that, there are implications. Și momentul în care faci lucrul acesta, există anumite implicații. Implications that start hitting people on the subject of gender. Implicații care încep să lovească persoanele pe subiectul genului. Because everyone knows what happened in 2015. Pentru că toată lumea știe ce s-a petrecut în 2015. Everyone knows the positions that the Democrat Party takes on gender. Toată lumea știe poziția Partidului Democrat cu privire la gen. And the subject of gender is embedded in two streams of information. Și subiectul genului este gravat, este prins în acest subiect al două surse de informații. But all the other parts people are comfortable with. Cu toate celelalte părți, cei mai mulți se simt confortabili. Except for the part that brings you to the subject of feminism. Cu excepția acelei părți care te duce la subiectul feminismului. The problem is it is the precisely the part that makes people uncomfortable. Ceea ce este important este că exact acea parte care îi face pe oameni să se simtă inconfortabil. If I was to be blunt, makes people angry. Și dacă ar fi să vorbesc direct pe față, partea care îi înfurie pe mulți. That brings people to 2019 and the test. Care îi conduce la anul 2019 și la test. The increase of knowledge of the Sunday law. Creșterea cunoștinței cu privire la legea duminicală. But when did people reject or accept the increase of knowledge of the Sunday law? Dar când au primit sau au respins persoanele creșterea cunoștinței cu privire la legea duminicală? Here. Aici, în 2018. When it makes uncomfortable. Când i-a făcut să se simtă inconfortabil. When it disagrees with people's position on external, their external worldview. Când era în dezacord cu poziția celor mai mulți cu privire la perspectiva lor asupra lumii. When it is thought that there is little evidence. Când spuneau că sunt prea puține dovezi. And therefore that they divide between the message they accept and the opinions of some leaders. Și apoi ei fac această diferențiere între mesajele pe care le acceptă și părerile unor lideri. I'm not saying our understanding of the last camp meeting is all that Panium consists of. Nu vreau să spun că înțelegerea noastră de la ultima tabără este tot ceea ce compune Panium. But if this was the increase of knowledge of the Sunday law. Însă dacă aceasta a fost creșterea cunoștinței pentru legea duminicală. And this movement had to recognize the existence of feminism. Și dacă această mișcare a trebuit să recunoască existența feminismului. It is not a minor point. Înseamnă că nu este un punct minor, un aspect minor. To understand feminism more clearly today. Acela de a, că trebuie să înțelegem feminismul mult mai clar azi. But I said little at that camp meeting that was new. Însă am spus puține lucruri în cadrul acelei tabere care să fie noi. All that camp meeting was doing. Tot ceea ce am făcut în acea tabără
was essentially sealing, stamping what had already been taught. A fost să sigilez lucrurile care deja au fost învățate anterior. For almost 18 months. Pe care le învățam de aproape 18 luni deja. It arrived in 2020. Mesajul care a sosit în 2020. When we started discussing compromise. Când am început să discutăm despre compromis. What I think can be incorrectly termed just reforms. Lucru care cred că ar fi greșit să formulăm doar prin reforme, doar referindu-ne la reforme. Already discussing liberal versus radical feminism. Dar am discutat deja despre feminismul liberal versus feminismul radical. Understanding radical feminism is not new. Să înțelegem feminismul radical nu este ceva nou. No more new than bringing in equality in 2019. Nu mai nou decât introducerea egalității în 2019. The problem was all the people sitting on the fence. Problema este că toate persoanele care stăteau și ascultau, care credeau că aceasta este ceva nou, credeau că au și opțiunea de a respinge dacă nu le place. Același lucru s-a întâmplat și în perioada de la 2020 la 2021. What led to the increase of knowledge led to the formalization. Ceea ce a condus la creșterea cunoștinței a condus și la formularea ei. But in 2020 we made people uncomfortable, we made people angry. Dar în 2020 i-am făcut pe oameni să se simtă inconfortabil, i-am făcut să se mânie. It disagreed with their external worldview. Au fost în dezacord cu perspectiva lor asupra lumii. Au spus că este prea puține dovezi. Și în loc să ne numească că suntem niște socialiști europeni. Pentru că aceste lucruri nu au fost înțelese și acceptate. We were seen as conservative Adventists. Au început să fim numiți că suntem adventiști conservatori. I hope you can see now. Sper că acum puteți vedea. The position we took in 2020 and take now. Că poziția pe care am adoptat-o în 2020, cea pe care o adoptăm și acum, has never been based on conservatism. Niciodată nu s-a bazat pe conservatorism. This is not conservatism. Aceste lucruri nu înseamnă conservatorism. It is combining what God expects of a people. Ce este o combinare a ceea ce Dumnezeu așteaptă de la oameni, who were bought with a price, oameni care au fost cumpărați cu un preț, who are not allowed to live for themselves, cărora nu li se permite să trăiască pentru ei înșiși, and true feminism, true radical feminism, și adevăratul feminism radical, an equality without compromise. Și egalitate fără compromis. Problem is by the time it's spelled out. Problema e că în momentul în care este enunțat, it's too late. Este deja prea târziu. We should all remember the failure this movement made of 2012. Cu toții ar trebui să ne amintim eșecul prin care a trecut mișcarea în 2012. Shouldn't say this movement. Nu ar trebui să spun această mișcare. Because Elder Parminder carried that truth all the way through. Pentru că Elder Parminder a adus acest adevăr mai departe. But the people that thought there was little evidence. Să cele persoane care considerau că sunt prea puține dovezi. By the time we arrive in 2021. Când ajungem în 2021 și privim înapoi la 2014, care strălucește în toată gloria Lui, pentru foarte multe persoane dragi nouă,
Este prea târziu. You can't afford to divide the message to what suits and what does not. Nu ne permitem să împărțim mesajul în anumite părți care ni se potrivesc, care sunt ok și altele care nu. To continue to wait for more evidence before accepting. Și să continui să aștepți și mai multe dovezi înainte ca să accepți mesajul. We have too many evidences that God makes us choose before he gives that evidence. Avem foarte multe exemple că Dumnezeu ne pune să alegem înainte să ne dea toate cele dovezi. So the personal is political. Așa că personalul este politic. It's a movement based on the equality of women worldwide. Este o mișcare care se bazează pe egalitatea femeilor în întreaga lume. And it is willing to take apart the structures of society necessary. O mișcare care este dispusă să demoleze structura societății dacă este necesar. Recognizing that gender inequality and misogyny. Recunoscând că inegalitatea de gen și misoginia is the original sin. Este păcatul original. The original inequality. Inegalitatea originală. From which others have learnt and stemmed. De la care au pornit și s-au dezvoltat toate celelalte. I hope as we look back. Sper că pe măsură ce privim înapoi. We can find it encouraging to see the consistent way God has led. Sper că este încurajator pentru noi să vedem cât de consecvent ne-a condus Dumnezeu. I want to make one warning. Vreau să vă dau un avertisment. If you had to be careful with your horses to come to understand feminism. Dacă ar trebui să fim atenți atunci când studiem despre înțelegerea feminismului. If you have to be, if you're to be careful with your sources to understand feminism. Deci dacă trebuia să fim atenți cu sursele din care ne informăm pentru a înțelege feminismul, you need to be very careful with your sources to understand radical feminism. Trebuie să fim și mai atenți cu sursele din care ne informăm pentru a înțelege feminismul radical. Remember, we changed dispensation. Aduceți-vă aminte faptul că am schimbat deja dispensațiunile. Got harder. Și lucrurile au devenit mai grele. So at the last camp we discussed feminism. În ultima noastră tabără am discutat despre feminism. All these things relate to the time period we are now in. Și toate aceste lucruri au de-a face cu perioada de timp în care ne aflăm acum. The end of 2021. Sfârșitul lui 2021. And one of the most sad events at this point in our reform line. Și unul din cele mai triste evenimente în acest moment pe linia noastră de reformă. Is watching Adventism set its course for shipwreck. Este să vedem cum adventismul se aliniază pe drumul care duce la naufragiu. Ted Wilson, his October sermon. Și este predica lui Ted Wilson din octombrie. In the midst of all his other points, he makes two. Printre toate celelalte puncte pe care le amintește, sunt două de remarcat. LGBT people are sinful aberrations from the word of God. Persoanele LGBT sunt niște aberații păcătoase din cuvântul lui Dumnezeu, așa îl citează. I want to give the definition of an aberration. Vreau să vă dau definiția ce înseamnă o aberație. An aberration, for the translators, it's at the top of the document. Aberration, the act of wandering from the right way
deviation from truth or moral rectitude, deviation from a straight line. Aberație. Actul de a rătăci de la calea cea dreaptă, abatere de la adevăr sau corectitudine morală, abatere de la o linie dreaptă. I did not know the meaning of the word aberration when I used it, so I thought I should look it up. Nu știam însemnătatea cuvântului aberație când l-am folosit prima dată și m-am gândit să-l caut, să-l verific. That's for anyone like me. Da, dacă mai sunt și alții ca mine. So they're deviating from the right way. Așa că ei deviază de la calea cea dreaptă. Which Ted Wilson would say is a man and a woman. Despre care Ted Wilson spune că este un bărbat și o femeie. He also makes another point in that sermon. El mai subliniază și un alt punct în acea predică. He says anyone who says there is no Sunday law, Sabbath Sunday controversy. Oricine spune că nu va fi o lege duminicală sau o controversă cu privire la sabat și duminică. He's a false prophet, don't listen to them. Este un profet fals, să nu ascultați de ei. So now you have it. Așa că acum aveți aceste lucruri. Who do you want to believe? Pe cine vreți să credeți? Us or the conference? Pe noi sau conferința? I don't think we've ever so clearly disagreed on the Sunday law. Cred că niciodată nu am fost într-un dezacord mai clar cu privire la legea duminicală. We disagree on what the Sunday law will be about. Suntem în dezacord cu privire la subiectul legii duminicale. And we disagree on the position we'll take on that conflict. Și suntem în dezacord cu privire la poziția pe care trebuie să o adoptăm în cazul acelui conflict. One benefit of knowing Tamina. Unul din beneficiile de a o cunoaște pe Tamina, pentru că sunt multe, is insight into what Walter Weith says in German. Este să aflăm informații despre ceea ce spune Walter Veit în predicile din germană. Pentru că cele mai recente materiale ale sale sunt doar în limba germană. I've spoken about Walter Veith a number of times. Am vorbit despre Walter Veith în foarte multe ocazii. But I think what can trip up some people. Însă lucrul care cred că poate să-i facă pe unii să se împiedice. Is that Walter Veith is not the conference. Este faptul că Walter Veith nu este conferința. Nu este cu conferința. In many ways the conference doesn't seem to like him. Și în foarte multe privințe conferința pare să nu-l placă. They disagree with him. Nu sunt de acord cu ce predică el. My argument to that. Însă argumentul meu legat de aceasta. Is when you look a little deeper. Este că atunci când privești puțin mai adânc, Walter Veith just gives voice to the ultimate conclusions. Este faptul că Walter Veith doar vociferează concluziile lor reale. But the point that we pulled from Ted Wilson's sermon. Însă punctul pe care am vrut să-l subliniem din predica lui Ted Wilson este faptul că nu doar că a zis că aceste chestiuni legate de gen sunt niște aberații, he said that they're Babylon. Ci faptul că el le-a inclus în Babilon, a spus că acestea sunt Babilon. I believe that you find the conference and Walter Veith meeting. Și cred că acesta este punctul în care Walter Veith și conferința se întâlnesc. Punctul lor comun. Where you see Ted Wilson
define Babylon, când vedem cum definește Ted Wilson Babilonul, in the same way that Walter Veith defines Babylon, vedem că este același mod în care și Walter Veith definește Babilonul. Așa că am trecut de la a discuta despre feminismul radical which is timely considering the time we are in now. Subiect care este foarte important ținând cont de perioada în care ne aflăm acum. To recent statements coming from the height of the conference leadership. La afirmații care vin de la cel mai înalt conducător al conferinței. On all that relates to gender. Cu privire la tot ce are de-a face cu genul. And it felt fitting in all that context to start asking what is Babylon. Și i s-a părut potrivit în tot acel context să înceapă să vorbească despre ce anume este Babilonul. Because that is where we approach gender differently. Pentru că acesta este subiectul în care noi abordăm diferit genul. Aspectul în care ne abordăm diferit genul. We disagree with the conference because we define Babylon differently to them. Noi suntem în dezacord cu conferința pentru că noi definim Babilonul într-un mod diferit de cum îl definesc ei. So I had hoped to go into the Omega history of modern Babylon. Am sperat să pot să intru în istoria Omega a Babilonului modern. We're only going to do the alpha at this camp meeting. Însă în această tabără vom discuta doar despre istoria alfa. So as not to rush. Pentru că nu vreau să grăbim lucrurile. But as you might expect. Dar așa cum poate vă așteptați. We want to look at it clearly through inspiration and history. Vrem să urmărim acest subiect cât mai clar, atât din scrierile inspirate, cât și din istorie. Not through conspiracy theories. Nu prin prisma teoriilor conspiraționale. Not through Protestantism. Nu printr-o vedere a... Not through tradition, Adventist traditions. Da, nu din punctul de vedere al protestanților sau al tradițiilor... adventiste care vin tot din protestantism. Let's look at it as a structure. Ci vrem să ne uităm la acest subiect ca la o structură. So first I want to define the counterfeit. În primul rând vreau să definesc ce este aceea o contrafacere. Some of this is a revision of what was done at the Uganda school. Unele dintre aceste informații vor fi o recapitulare a ceea ce s-a predicat la tabăra din Uganda. I'm going to quote from Two Red Redemption. Vom cita dintr-o carte, Doi Red, Doi Redemption. Pagina 21 nu este tradusă în română. And we want to first define the counterfeit. Vrem să definim mai întâi ce anume este contrafacerea. We're going to move through some things that have already been taught really quickly. Și peste unele lucruri despre care am învățat în trecut, vom trece rapid. Men were devoted to glorifying themselves rather than honoring their creator. Satan found easy access to the hearts of men. Oamenii erau dedicați mai degrabă să se glorifice pe ei înșiși decât să-și onoreze Creatorul. Satana a găsit acces ușor la inimile oamenilor. He is a diligent student of the Bible and is much better acquainted with the prophecies than many religious teachers. El este un student sârguincios al Bibliei și cunoaște mult mai bine profețiile decât mulți profesori religioși. He knows that it is for his interest to keep well informed in the revealed purposes of God that he may defeat the plans of the infinite. El știe că este în interesul lui să fie bine informat cu privire la scopurile revelate ale lui Dumnezeu pentru a putea înfrânge planurile celui infinit. One more quote, 1 NL 50.4.
Încă un citat. Satan is a diligent Bible student. He knows that his time is short and he seeks at every point to counterwork the work of the Lord upon this earth. Satana este un student harnic al Bibliei. El știe că timpul lui este scurt și caută în orice moment să contracareze lucrarea Domnului pe acest pământ. In other passages, she consistently references Satan's work as a counterfeit. Și în alte pasaje, ea în mod consecvent face referire la lucrarea lui Satana ca fiind cea a contrafacerii. A counterfeit counterwork. Spune că este o lucrare contrafăcută, care venită să contracareze. Satan is able to do this because he studies prophecy. Și Satana poate să facă aceasta pentru că el studiază profeția. If you want to counterfeit what God is doing, așa că dacă vrei să contrafaci ceea ce face Dumnezeu, you can't shallow read. Nu poți să citești doar așa superficial Biblia. O citire așa bazată doar pe sentimente, pe emoții. Satana nu face lucrurile așa cum fac mulți în adventism. What Satan is becoming acquainted with is prophecy. Și lucrurile cu care se familiarizează tot mai mult Satana sunt profeția. In that first quote, it's prophecy. Așa cum spune în acel prim citat, el studiază profeția. He's going to counterfeit. What is he going to counterfeit? Așa că dacă asta studiază el, ce anume va dori să contrafacă? Prophecy. Da, tot profeția. Keyword. Cuvântul cheie, profeția. For me, the key word in that sentence. Pentru mine, cuvântul cheie, cuvântul cheie pentru mine în acea propoziție, în acea frază, în care spune că el cunoaște mult mai bine profețiile decât mulți profesori religioși. What I like is the word many. Ce îmi place este cuvântul mulți. Satan has been studying for thousands of years. Satana studiază de mii de ani. Does that mean he knows more than you? Însă înseamnă asta că el cunoaște mai multe decât tine? You speak about it, he'll know about it. În momentul în care tu vei vorbi despre un anumit lucru, el va cunoaște acel lucru. But she doesn't say that he knows prophecy better than all teachers. Însă ea nu spune că el cunoaște profețiile mai bine decât toți profesorii sau învățătorii. And that becomes important when we look at the counterfeit. Și lucrul acesta devine important atunci când privim la contrafacere. And how exact it is to the truth. Și cât de exactă este contrafacerea comparată cu adevărul. Did Ellen White understand the five key waymarks of a reform line? Înțelegea Ellen White cele cinci marcaje cheie ale unei linii de reformă? No. Nu. There are things we understand today in this dispensation that Ellen White did not have full visibility of. Sunt lucruri pe care le înțelegem acum în această dispensațiune pe care Ellen White nu putea să le vadă într-un mod clar sau cuprinzător. Și genul este unul dintre aceste lucruri. So when she says Satan knows better than many, așa că atunci când ea spune că Satana cunoaște mai bine decât mulți, it's not all. Nu se referă la toți. He doesn't know better than Ellen White. El nu înțelegea lucrurile mai bine decât le înțelegea Ellen White atunci. He didn't know better than William Miller. Sau decât le-a înțeles William Miller. But he knows better than many. Însă el înțelege mai bine decât mulți. Who don't love Bible study and prophecy. Mulți dintre aceia care nu iubesc să studieze Biblia și profețiile. Bible study with rules. Sau să studiezi Biblia folosind anumite reguli. William Miller's rules. Regulile lui William Miller. So when we go and look at the alpha history of modern Babylon,
Așa că atunci când mergem la istoria alfa a Babilonului modern, beginning in 1899, începând cu 1899, and this is 16 years before Ellen White passes away. Și asta este cam cu 16 ani înainte de moartea lui Ellen White. Ellen White is still alive and active. Iar Ellen White încă era în viață și era activă. And as Satan works events in Europe. Și pe măsură ce Satana își face planurile în Europa, he knows less than Ellen White does. El cunoaște mai puțin decât cunoștea Ellen White. Someone's screen sharing. So we need to keep that in mind. Așa că trebuie să ținem cont de aceasta, să reținem această idee. Și o să revenim la această idee mai târziu. To counterfeit means to forge, copy or imitate without authority or right, with a view to deceive or defraud by passing the copy or thing forged for that which is original or genuine. A contraface înseamnă a falsifica, a copia sau imita fără autoritate de drept, cu scopul de a înșela prin prezentarea copiei sau a obiectului falsificat ca ceea ce este original sau autentic, cum ar fi a contraface monede, bagnote, un sigiliu. Așa că dacă Satana vrea să contrafacă sabatul zilei a șaptea, he's not going to counterfeit by creating some strange ritual. El nu va contraface aceasta creând ceva ritual straniu, ciudat, disconnected from the day of worship. Care să nu aibă nicio legătură cu ziua de sabat de închinare. He just slips it 24 hours later. El păstrează toate cele lucruri, însă doar le mută cu 24 de ore. Pentru că contrafacerea încearcă să fie cât mai apropiată de original posibil. Pentru că originalul are cu adevărat valoare. Și întorcându-ne la ceea ce am spus la început, if you see feminism that looks as close as possible to true feminism, radical feminism. Dacă vedeți un feminism care seamănă foarte mult cu adevăratul feminism, cu feminismul radical. Can you say, well, it's all feminism? Și faci această afirmație, spui, păi totul este feminism. Considering equality is the Sunday law. Ținând cont că egalitatea este subiectul legii duminicale. It's close. Da, este aproape. Este tot egalitate. That's like saying. Dacă spunem așa, este ca și cum am zice. Saturday, Sunday. Sâmbătă, duminică. It's just 24 hours. Sunt doar 24 de ore diferență. Just moved a little forward. Doar atât că ții o zi un pic mai în față. Tot închinare este. It's those tiny details that are life and death. Însă sunt aceste detalii mici care fac o diferență de viață și de moarte. So it has to look as close to the original as possible. Așa că contrafacerea trebuie să arate cât mai asemănător cu originalul posibil. Because it needs to bring to itself some of the value of the original. Pentru că trebuie să poată să își atragă la sine din valoarea pe care o are originalul, o parte din valoarea originalului. So the appearance, așa că felul în care arată, has to look as much as to the truth, aspectul, da, aparența trebuie să fie cât mai aproape de adevăr, so it can steal from the truth, astfel încât să poată să fure de la it adevăr. Wants to steal, deci vrea să fure value, din valoarea sau aceeași valoare să aibă ca și adevărul. Aceasta este scopul. What is Satan stealing? Și ce vrea să fure Satana? He's stealing souls. El vrea să fure suflete. He creates a counterfeit of the truth. Și creează o contrafacere a adevărului. He needs to make that as close to the truth as possible. Și trebuie să facă acea contrafacere cât mai apropiată de adevăr. Because it's about people. Pentru că bătălia se dă cu privire la oameni.
The people are what gives it value. Pentru că oamenii sunt valoarea. Oamenii fac să fie un lucru valoros. Dacă el poate fura mulți oameni, that is what God is treasuring. Acesta este lucrul care este valoros pentru Dumnezeu. Oamenii sunt valoroși. They've accepted a counterfeit coin, a counterfeit gold. Da, sunt oameni care vor accepta o monedă contrafăcută, un aur contrafăcut. To be a lot of gold mining in Australia. În trecut se făcea foarte mult minerit după aur în Australia. I think many of us know about fool's gold. Cred că știm cu toții despre aurul nebunilor. People think they found this golden nugget. Oamenii credeau că au găsit acea bucată de aur. But it's a rock that looks as close, quite closely like gold. Însă era vorba de o rocă care seamănă foarte tare cu aurul. And while they thought they had something of value, și persoanele, pe când credeau că au de fapt ceva de valoare, when they would go to sell it or have it valued, când mergeau ca să vândă acel aur și să fie valorificat, it was a disappointing discovery. They were holding something virtually worthless. Au ajuns să descopere cu dezamăgire că de fapt aveau ceva fără valoare. If it looked like a normal rock, dacă ar fi arătat ca o piatră obișnuită, no one would be tricked. Nimeni nu s-ar fi păcălit. It has to look like gold. Trebuia să arate ca aurul. So to quickly review, așa că pentru a face o scurtă recapitulare, this is how Satan has always worked. Acesta este modul în care Satan a lucrat întotdeauna. From the beginning of the true plan of redemption, de la începutul adevăratului plan de mântuire, God began with a sacrificial system. Dumnezeu a început prin acel sistem de jertfe. So what do you find with Cain? Așa că ce a făcut Cain? Cain doesn't go and begin some whole new strange type of worship. Cain nu începe o formă nouă și ciudată de închinare. He takes the true and bends a little piece of it. El ia adevărul și modifică un pic din acel adevăr. When we look at ancient Israel, când privim la adevărul la Israelul antic, we see that sacrificial system. Vedem acel sistem de jertfe. Ancient Israel, ancient Babylon. Comparăm Israelul antic cu Israelul cu Babilonul antic. These are both church state unions. Ambele sunt niște uniuni între biserică și stat. You understand Samuel? Dacă înțelegem cartea lui Samuel, Samuel was boss, head. Samuel era capul of ancient Israel as a state. Israelului antic ca și stat. And also as a religion. Dar și ca și religie. The two were combined in their leadership. Cele două erau combinate, deci conducerea lui le combina pe ambele. Lucrurile erau puțin mai complicate în timpul regilor, însă nu aceasta a fost planul lui Dumnezeu. Still, even under the kings, it's a church state union. Chiar și atunci când erau împărați, tot erau o uniune între Daniel stat și biserică. În Daniel 6, Darius dă un decret. Then he wants to go back on his word. Apoi și-ar fi dorit să-și poată întoarce cuvintele. And he can't. Dar nu mai poate face asta. Why can Darius not say that he'd made a mistake? De ce nu putea împăratul Darius să recunoască că el a făcut o greșeală? He's ate this bull. Pentru că el este taurul Apis. A particular counterfeit version. O anumită versiune a contrafacerii.
Church and State. A Bisericii Unite cu Statul. He's a God King. El este un Dumnezeu împărat, un împărat Dumnezeu. And a God can't make a mistake. Și știm că Dumnezeu nu poate să facă greșeli. Ancient Israel, ancient Babylon. Cum era Israelul antic, așa era și Babilonul antic. Both had temples. Ambele aveau temple. Priesthoods. Preoțimi. This was paganism. Aici avem paganismul. It's at the cross. La cruce. That we find this transformed. Vedem aceste lucruri transformate. This was the paradigm shift. Aceasta a fost schimbarea de paradigmă. We'll find another one at the second advent. Și vom mai găsi, va mai fi o astfel de schimbare la a doua venire. That the great change in the history of the world happened at the first advent. Însă marea schimbare în istoria lumii s-a întâmplat la prima venire. A number of things were changed here. Mai multe lucruri au fost schimbate în acest punct. Jesus separated church from state. Iisus a separat biserica de stat. So to review, first advent, this is the radical change. Deci pentru a recapitula, la prima venire, aceasta a fost schimbarea radicală care a avut loc. Without me trying to define what that looks like. Fără ca eu să definesc cum anume va arăta mai exact. I said at the second advent there will be another radical change. Am spus că la a doua venire va fi o altă schimbare radicală. For the rest of the history of the great controversy. Iar pentru restul istoriei marii lupte. On earth. Aici pe pământ. God separated church and state. Dumnezeu a separat biserica și statul. The ideas of a temple and a priesthood ended. Ideea unui templu și a unei preoții a încetat. The sacrificial system ended. Sistemul de jertfe s-a terminat. Others were introduced. Și alte lucruri au fost introduse. Baptism. A fost introdus botezul. Communion. Sfânta cină. Cina. I'm going to put the Sabbath here, though it was before. Da, punem sabatul aici, deși sabatul a existat și înainte. Because in the process of counterfeiting. Pentru că în procesul de a contraface lucrurile, Satan gets more precise. Satana devine tot mai precis. Takes him time. Îi ia un anumit timp. I'm not set on a date here. Nu sunt fixată pe o anumită dată exactă. Maybe some are. That's okay. Poate unii sunt fixați și este în regulă. But you could mark 508 or 538. Am putea marca aici 508 sau 538. In 508, Clovis was baptized. În anul 508, împăratul Clovis a fost botezat. And the papal church had its first king. Și biserica papală a avut primul său împărat. Its first state. Primul său stat. Church and state were separated. Dar biserica și statul erau totuși separate. Then what they did? Apoi ce au făcut? Was have the church exert pressure on the state. A făcut ca biserica să exercite o presiune asupra statului. Whereas back here it's all one person, one entity. În timp ce în trecut erau aceeași entitate, era aceeași persoană. One person, one entity. Da, era aceeași persoană, o singură entitate, statul și biserica, da. Can we see the church state is different between the true and the counterfeit? Aici vedem că statul și biserica sunt diferite când comparăm adevărul cu contrafacerea. God splits them.
Dumnezeu le separă complet. But with the counterfeit they are split. Dar în cadrul contrafacerii, deși sunt separate, and then they work together. Ele totuși lucrează împreună. So again, the counterfeit is not the same as the true, exact same. Așa că din nou repet, contrafacerea nu este identică, nu este exact la fel ca și adevărul. If it was the exact same, it would have to have the same value. Pentru că dacă ar fi exact la fel, ar trebui să aibă aceeași valoare. If false gold was the exact same as real gold, it would just have the value of gold. Dacă aurul fals ar fi fost exact la fel ca și aurul adevărat, ar fi avut aceeași valoare ca aurul. The lack of value is because of that tiny difference. Însă lipsa de valoare vine tocmai din cauza acelei mici diferențe. We see that combination of church and state. Vedem acea combinație a statului și a bisericii. For the 1290 years after 508. Timp de 1290 de ani după anul 508. Leading up to 1798. Până la anul 1798. The same time, the counterfeit has a deadly wound. Și în același timp în care contrafacerea primește o rană de moarte, the truth starts to rise again. Adevărul începe să se ridice din nou. But papalism is just a counterfeit of the early church. Însă papalitatea este doar o contrafacere a bisericii timpurii. The way paganism was a counterfeit of the sacrificial system God introduced. La fel cum paganismul a fost o contrafacere a sistemului de jertfe introdus de Dumnezeu. So what we want to spend time on. Așa că lucrul asupra căruia vrem să petrecem mai mult timp is modern Israel and modern Babylon. Sunt Israelul modern și Babilonul modern. We can learn a lot through understanding the counterfeit in the ancient world. Putem învăța foarte multe lucruri prin înțelegerea contrafacerii din lumea antică. Paganism or papalism. Din înțelegerea paganismului sau a papalității. We need to understand how the counterfeit manifests today. Însă trebuie să înțelegem felul în care contrafacerea se manifestă azi. So, we all know by now the structures of modern Israel. Cu toții cunoaștem deja structura Israelului modern. Millerite history 1888 144,000. Istoria millerită anul 1888 și cei 144,000. And what I want to spend the rest of this camp meeting on. Dar lucrul asupra căruia vreau să mă focusez pentru restul timpului rămas din această tabără este să mă uit la să analizăm contrafacerea istoriei millerite. Pentru că dacă aceasta a fost istoria adevărului, undeva aici, istoria millerită începe să fie contrafăcută. And I've marked that. Iar eu am marcat aceasta as beginning in 1899. Ca începând în anul 1899. So, Satan studies prophecy. Așa că Satana studiază profeția. Knows better than most. Și înțelege lucrurile mai bine decât mulți. Didn't know better than Ellen White. Nu a înțeles lucrurile mai bine decât Ellen White. Except that he read everything she wrote. Cu excepția faptului că a citit tot ce a scris ea. He couldn't get inside her mind. Dar nu putea să intre efectiv în mintea ei. So he knew well. Însă el înțelegea bine lucrurile.
Modern Israel rises up in 1798. Israelul modern se ridică în 1798. We can go back now with our understanding of reform lines. Iar noi putem merge acum înapoi în trecut cu înțelegerea noastră legată de liniile de reformă. And we can start laying over our structure. Și putem să suprapunem structura noastră peste acea istorie. Cum sunt chemate aceste două grupuri? Creșterea cunoștinței, formalizarea, formularea mesajului, testul. But how does Ellen White view Millerite history? Însă cum vedea Ellen White istoria millerită? What does she have to say about it? Cum o descrie ea? Have to make some room. I want to suggest she sees it in the following way. Vreau să propun, să sugerez că ea vedea acea istorie în următorul fel, următorul mod. What Ellen White discusses, ceea ce Ellen White discută, is times of scattering and times of gathering. În scrierile ei sunt perioade de risipire și perioadele de adunare. Așa că ea spune că poporul lui Dumnezeu a fost risipit, împrăștiat, în timpul celor 1260 de ani. Și în 1798 ei încep să fie adunați. So pre-1798 scattered. Așa că înainte de 1798 poporul este risipit. And they're gathered from 1798 to 1844. Apoi are loc o adunare din 1798 până în 1844. So this. Așa că aceasta is a gathering time. Este o perioadă de adunare. She then says from 1844 to 1850. Ea apoi spune că din 1844 până în 1850 ei sunt din nou risipiți. But beginning in 1850, însă începând cu anul 1850 to 1863, până în 1863 there is a gathering, are loc din nou o adunare, but it's limited. Însă aceasta este limitată datorită stării laodiceene. 1863. Anul 1863. Observăm că din nou sunt risipiți, împrăștiați. Același, apoi putem merge la anul 1888. Și apoi mergem la 1989. But this is the alpha history. Însă aceasta este istoria alfa. 1888 is coming in another attempt, but this is the alpha. Anul 1888 vine când are loc o nouă încercare de adunare, dar aceasta este istoria alfa. Satan is going to counterfeit in 1899. Ceea ce Satana va încerca să contrafacă din începând cu 1899, prin istoria celor două războaie mondiale, nu va fi în conformitate cu liniile de reformă pe care noi le-am înțeles abia cu, începând cu 2019 sau abia din 2019. Understood and wrote about 150 years earlier. Ci contrafacerea sa se bazează pe cele ce scrise de Ellen White și ce a înțeles ea cu 150 de ani în urmă. Și acest tipar al adunării și împrăștierii îl putem găsi și în Babilonul modern. So we should expect when we look at the counterfeit. Așa că ar trebui să ne așteptăm atunci când privim la contrafacere. It's not going to be exact. Faptul că nu va fi exactă. It's going to be full of mistakes. Va fi plină de greșeli. So,
The true is scattered over the 1260 years. Adevărul a fost risipit în timpul celor 1260 de ani. 101 years between 1798 and 1899. Și sunt 101 ani între anul 1798 și anul 1899. And what the papacy suffered in that time period over a century. Și ceea ce a suferit papalitatea în acea perioadă, mai bine de un secol. It wasn't all done in 1798. Deci nu s-a sfârșit totul, nu a fost totul făcut în 1798. Chiar în anii 1860. Quoting, they had 15,000 square miles of what was central Italy with thousands of subjects. They levied taxes and paid for this lavish lifestyle with 700 servants and a big and growing bureaucracy around them. Then in 1870, Italy's nationalists have a revolution. They throw the Pope out, they get rid of the Papal States, the Vatican goes from being an empire, an earthly empire, to a little postage stamp size of property called Vatican City. Au avut 15.000 de mile pătrate din ceea ce era centrul Italiei, cu mii de supuși. Au perceput taxe și au plătit pentru acest stil de viață fastuos, cu 700 de servitori și o birocrație mare și în creștere în jurul lor. Apoi, în 1870, naționaliștii Italiei fac o revoluție, îl dau afară pe papă, scapă de statele papale. Vaticanul trece de la a fi un imperiu, un imperiu pământesc, la o proprietate mică de timbru poștal numită Vatican. I only included that quote. Am inclus doar acel citat. Because I wanted us to see it wasn't all done in 1798. Pentru că am vrut să vedem că nu s-a făcut totul în 1798 cu privire la papalitate. They might argue that 1870 was worse for the papacy than 1798. Unii ar putea chiar să argumenteze că anul 1870 a fost mai rău pentru papalitate decât 1798. A fost 101 de ani de dezastre care i-au zdrobit. Știm cu toții că la 30 de ani după anul 1899, papalitatea este în creștere acum. We know of the Lateran Treaty. Știm despre tratatul de la Lateran. But the Lateran Treaty didn't have it happen in a vacuum. Acel tratat de la Lateran nu s-a întâmplat așa într-un vacuum. The Lateran Treaty is one part of a bigger gathering. Tratatul de la Lateran este de fapt o parte dintr-o adunare mai mare. Și acea istorie mai largă din care face parte acel tratat, vrem să o vedem în detaliu. Pentru a înțelege de ce, după 101 de ani în care papalitatea a fost zdrobită, suddenly the papacy is having success after success working with fascism. Dintr-o dată, papalitatea începe să aibă succes peste succes în colaborarea ei sau lucrând cu fascismul. That larger story of their rise that we're going to discuss tomorrow. Și acea istorie mai largă a ridicărilor o vom discuta mâine. So to review. Acum, pentru a recapitula, we disagree with two men. Suntem în dezacord cu două persoane. Who symbolize spectrum of Adventism. Care simbolizează întreg spectrul adventismului. Of Adventist leadership. A conducerii adventismului. Ted Wilson and Walter Weith.
Ted Wilson și Walter Veit. What we disagree with, lucrul cu care suntem în dezacord, is how they define what Babylon is. Este felul în care ei definesc ce este Babilonul. In 2021. În 2021. So we are going to look at modern Babylon. Așa că vom analiza Babilonul modern. And if we want to define Babylon correctly today, și dacă vrem să putem defini corect Babilonul azi, we should understand them from when they rose up. Ar trebui să înțelegem din punctul în care s-au ridicat. So we know exactly, precisely where we disagree with Adventism. Așa că vom ști cu exactitate în ce privință ne diferențiem de adventism, în ce suntem în dezacord cu ei. Context is a warning. Și în acel context avem și o avertizare. That where we choose to divide the message into what suits and what does not. Că atunci când începem să separăm mesajul în lucruri care ne convin și ce lucruri care nu ne convin, care ne plac și care nu ne plac. How much of that is an acceptance of a counterfeit? În ce măsură lucrul acesta reprezintă de fapt o acceptare a contrafacerii? Because the value difference between a true and a counterfeit. Pentru că diferența de valoare între adevăr și contrafacere is in the fine detail. Este tocmai în aceste detalii mărunte. And when we let go of the fine detail, dacă lăsăm la o parte aceste detalii mici, that's called a compromise. Lucrul acesta se numește compromis. If you kneel with me, we'll close in prayer. Să îngenunchiem și să încheiem cu rugăciune. Doamne, thank you for how you have led your people. Îți mulțumesc pentru modul în care ai condus poporul tău. All the way from Eden. De la Eden, mai departe. Thank you that we can meet together. Îți mulțumim că putem să ne întâlnim împreună. As we still gather in the upper room. Pe măsură ce încă ne adunăm în camera de sus. I pray that you will unite us. Mă rog ca tu să ne unești. As Tamina taught, not on feeling. Așa cum Tamina ne-a învățat să nu unitate pe sentimente, pe emoții, ci unitate pe adevăr. Bound together. Să fim legați la oaltă. With a love for souls. De o dragoste pentru suflete. A desire to save others. De o dorință de a-i salva pe alții. A sacrificial love. De o dragoste care se jertfește. That you demonstrated on earth. Pe care tu ai demonstrat-o atunci când ai fost pe pământ. That we might be fishers of people. Astfel încât să fim pescari de oameni. Beginning with a good example. Începând prin a fi un bun exemplu. I pray this in Jesus' name. M-am rugat acestea în numele lui Isus. Amen. Amin.